Salutare, Mădălina! Bună! Mă bucur că am fost aleasă pentru studiul de caz și am puține emoții, dar sunt constructive și o să răspund cât mai autentic și sincer. Spune-mi puțin despre viața ta, despre jobul tău. Cu ce te ocupai înainte să vii în program? Înainte să vin în program, mă ocupam și mă ocup încă de marketing în firma soțului meu. Și când m-am apucat de programul Roxane Bors, eram în prenatal, am o fetiță care are acum un an și 5 luni. Și în perioada aceea, când am început în august, ea avea 10 luni. Și m-am gândit, viața mea este frumoasă, dar eu îmi doresc, pentru că în mulți ani n-am vrut să fac copil, pentru că m-am gândit, vreau să călătoresc, e importantă cariera, părinții îmi spuneau trebuie, și mă simțeam sufocată, nu vreau chestia asta. Și la momentul potrivit am zis, acum am 32 de ani, pot să iau decizia asta. Și m-am gândit, nu vreau, am auzit despre, adică vreau ca fiica mea să nu ia niciun fel de traumă transgeren de la mine sau să fiu cât mai autentică ca mamă și cea mai bună versiunea mea. De aceea m-am căutat, în primul rând pentru fiica mea, da, și în al doilea rând pentru mine, pentru a mă iubi mai mult, pentru că am fost foarte critică cu mine și dură. Da. Cum arăta o zi din viața ta? Frumoasă, pentru că am posibilitatea să lucrez și de acasă și să-mi împart timpul, dar cu foarte multe task-uri, pentru că eram în energia masculină și să demonstrez că eu pot. Cumva m-am simțit tot timpul, trebuie să demonstrez, să primesc iubire și vreau să fiu și soția perfectă și să și lucrez și mama perfectă și fiica perfectă, să nu dezamăgesc familia. Și asta pe umerii mei era cam mult și după aceea mi-am răspuns autentic, ok, ceva nu e ok, caută. Am avut tot timpul setea asta de cunoaștere și de spiritualitate și am întâlnit-o întâmplător pe Roxana Bol și am zis, spunea ceva de traume și am zis, wow, ok, eu nu vreau ca fiicei mele să transmit vreun fel de traumă, pentru că în perioada în care eram însărcinată îmi doream foarte mult un băiețel și am fost ferm convinsă că o să fie băiat și n-a fost băiat, dar e o fetiță superbă și o iubesc maxim și am zis, eu trebuie să rezolv asta ca nu cumva să aibă mai târziu un fel de complex și să fie așa mai băiețoasă sau nu, și să fie în energia ei feminină și să fie o cea mai bună mamă. Da, era un haos. Cum ai descoperit programul Roxanei Bors? A rezonat cu mine. Înainte să rămân însărcinată, tatăl meu a fost diagnosticat cu cancer și a plecat din lumea fizică. Și apoi îi promisesem tatălui că o să rămân însărcinată și am zis, oh, din păcate nu poate vedea asta, dar eu pot face ce pot mai bine și să-mi amintesc cu bine de asta. Și căutând pe internet să te iubești, să te ierți pentru că ai fost critică cu tine și te-ai dat de toți pereții, mă lăsam pe mine pe ultimul plan să fac altora pe plac și să... Și am zis, nu, până aici eu merit mai mult și să dau ce mai bun. Așa că am făcut o scurtă... Eu eram deja la EduKiwi, mă abonasem la un curs cu ceva timp în urmă, când eram însărcinată, de Andrei Pap, cred. Era un curs oricum și apoi am văzut acolo programe premium și am zis, Roxana Bors, ok, eu am mai văzut-o puțin, dar n-a rezonat pe atunci cu mine. N-a rezonat pe atunci cu mine. Și atunci am făcut click și am zis, ok, eu acum vreau cursul. M-am înregistrat, apoi am primit e-mail și mă cam deranja că era o oră întreagă. Eu vreau direct, îmi explica cum e cursul, cum că poți deveni coach și nu știu ce. Eu îmi doresc coachul meu să fiu atât, nu să ajut pe alții, eu să mă vindec pe mine de complexe, de să fiu în energia mea feminină. Da. Și a fost super că m-am ales pe mine și mă simt
super împăcată și cel mai bun. A fost cea mai frumoasă perioadă de 6 luni în care pe tot parcursul a fost cea mai frumoasă relație de iubire. Adică relația mea cu mine m-am descoperit, redescoperit, iertat și mi-am dat voie să fiu eu autentică și să spun și nu, pentru că nu o spuneam înainte, nu. Ce ți-a sârnit interesul la program? Îți dai toate măștile jos, asta, și îți, îți rezolvi tot, toate întrebările care le ai, îți dai răspuns la ele. Asta mă... Și era clișeul ăsta la mine, cel puțin, nu știu, la alții, că dacă te duci la psihoterapie, ești, domnule, nebună, așa spun toți, sau spun eu. Și eu m-am gândit, nu am nevoie de psihoterapie, dar am nevoie de întrebări și răspunsuri. Și le-am primit la Roxana. Da. De ce ai decis să lucrezi cu Roxana? Pentru că a rezonat cu mine, știi? Am așa un motto, ce cauți, te caută. Și eu cred că programul ei a fost făcut pentru mine. Și pentru mulți alții, normal. Da. Să fiu cea mai bună versiune a mea. Și să-mi dau voie... să-mi dau voie să îmi urmez și pasiunile. Am o pasiune mare, pictura, care tot timpul o lăsam puțin pe... Trăgeam frâna și spuneam mai târziu, în weekend. Și în weekend să-i vei altceva, altă prioritate. Acum știu să-mi setez prioritățile, știu că e important pentru mine, că mă face pe mine fericită și... Totodată m-am apucat și de un curs de pictură și intenționez să dau la artă. Da. Foarte tare. Ce așteptări aveai când ai intrat în programul Roxanei? Aveam așteptare doar să mă înțeleg eu pe mine și să mă iubesc, să-mi dau voie să mă iubesc, să nu mă mai critizez. Asta. Și să am relații bune. Deși aveam și când, înainte de curs... foarte fericită, numai că eu nu mă iubeam pe mine, mă iubeam pe mine doar când făceam rezultate fantastice, era totul aproape de perfecțiune, nu perfecțiune, și asta e total greșit, nu, acum îmi dau voie să greșesc, îmi dau voie să fiu autentică, să fiu eu și asta mă împlinește, mă simt super de atunci. Ce ai încercat înainte și care au fost frustrările tale? Mă deranja că mă lăsam pe mine pe ultimul plan și când mai rămânea puțin timp, atunci nu mai aveam resursele necesare, energia necesară pentru a face ce-mi doresc eu, da. De unde era cea mai mare valoare din curs? Setea asta de cunoaștere și mi s-a... De la Roxana. De la Roxana, da, de la... Programul e minunat și magic și atât de transformator. Poate din afară arată altfel, dar este perfect structurat și faptul că este structurat să lucrăm cu umbrele noastre, cu traumele noastre, care practic eu credeam că n-am niciun fel de traumă. Și am fost autentică și sinceră cu mine, poate că și la școală când spunea cineva ha-ha-ha, tu ești prea sensibilă sau tu nu ești de bani gata, poate că asta, sau ești atât de inteligentă la matematică, poate asta a fost pentru mine un fel de traumă. Și am reușit să mă împac cu asta. Și să fiu un foarte bun observator al meu. Să-mi observ gândurile. Cum s-a desfășurat lucrul cu Roxana și în ce zonă a vieții tale, a ariei, ai obținut cea mai mare valoare? Eu n-am luat cuvântul în curs foarte, foarte mult. Nu, n-a fost nevoie să iau cuvântul pentru că era tot în platformă, tot ce aveam nevoie și am primit răspunsurile oarecum când explica colegilor ceva, era o situație, dar am învățat că ceea ce aștept de la altcineva pot să-mi dau eu mie. Ce domenii ale vieții tale s-au îmbunătățit și cu cât? Financiar s-a îmbunătățit. Înainte aveam doar un salariu, acum am 3. Am și imobiliare de care mă ocup, ceea ce înainte doar visam puțin. Mi-am dat voie doar să
să-mi setez targeturi. Și asta s-a întâmplat. Acum nu mai am bariere, am open mind. Și se poate. Înainte, visam și înainte, dar mă limitam singură. Acum nu mă mai limitez. Singura limită e aici, așa că am reușit să împac asta foarte bine. Și da, în zona financiară și în zona de iubire cu mine. Da, mă iubesc fantastic de mult. Și mă accept așa cum sunt și îmi dau voie să evoluez continuu. De ce crezi că s-au îmbunătățit aceste două aspecte? Pentru că Roxana este foarte profesionistă și pentru că eu mi-am dorit asta din tot sufletul. De ce ar trebui cineva care ne ascultă chiar acum să se apuce de acest program? Ce îi recomanda unei persoane care a trecut prin ce ai trecut și tu? Wow, să fie sinceră cu ea însăși, să se analizeze foarte bine și clar dacă vrea o viață mult mai bună, fără frustrări și să-și găsească iubirea de sine, clar, în orice domeniu, și dacă vrea pe business, și dacă vrea în partea de iubire, îi recomand cu mare căldură programul, pentru că n-am probleme în familia mea, în relația mea, dar aveam percepția, aveam despre femei o altă percepție și le țineam oarecum la distanță, pentru că în familie mi se spunea, ai grijă cu cine umbli, cine... Acum nu mai mă gândesc așa. Adică pe toate planurile, cineva care își dorește să aibă o viață mai bună, îi recomand cu mare căldură. Am și puține emoții, am fost cam focusată, dar fiind autentică și spun acum ce gândesc, e ok. Dacă vrei să ne spui ce s-ar putea îmbunătăți în program? Este perfect programul, nu-i găsesc cusuri, cum să spun, e fără de cusuri, adică nu-i găsesc nouă din papură, este perfect și Roxana este atât de autentică și toți cei din echipă și mă bucur că am avut oportunitatea să învăț de la voi toți și este perfect. N-aș scoate nimic sau n-aș mai adăuga încă ceva, este perfect. Dacă vrei să ne mai povestești ceva despre experiența ta în program. Da, am avut și câteva manifestări foarte, foarte frumoase. Am manifestat multe, multe vacanțe. Eu și înainte călătoream foarte, foarte mult, dar acum mi este foarte ușor să nu mai am barierele astea, doar să îmi imaginez, da, eu vreau asta, asta și cumva se materializează, pentru că eu am o mantră care îmi spun dorințele mele se materializează și se materializează. Cumva în noiembrie mi-am dorit un pian și imaginar mi-am spus, îmi doresc un pian, dar eu nu știu să cânt la pian. Și cumva de Crăciun am primit un pian. Acum trebuie să iau ore, dar suntem foarte mult în călătorii, călătorim foarte mult, așa că trebuie să... Trebuia să plecăm în vacanță și am spus, nu, că eu am pe 8 termin și nu știu cum este internetul, vreau să plecăm în Egipt pentru câteva zile din nou. Și am spus, nu știu cum este internetul acolo, dacă este ok conexia, după 8 putem să ne uităm să plecăm unde vrei, dar lasă-mă să dau... studiul de caz. Mulțumim tare mult. Îți mulțumesc din suflet pentru că am avut această ocazie de a împărtăși cu voi și încă o dată recomand cu mare căldură pentru toți cei care vor să evolueze și să fie o mai bună variantă a lor. Da. Și să se iubească pe sine. Îți foarte mulțumim pentru că ai împărtășit cu noi aceste rezultate și această experiență. Mulțumesc și eu din suflet. Și asta se simte peste tot, îmi spun, wow, ești atât de
ai o energie atât de ok, nu mai ești stresată. Chiar și mama îmi spune, înainte erai, trebuie să facem aia, trebuie să facem aia. Acum sunt mult mai relaxată, mult mai degajată, îmi dau voie și să greșesc. Îmi dau voie și să fiu feminină, e ok. E ok. Da. Felicitări pentru schimbările și rezultatele pe care le ai. Mulțumesc din suflet și eu. Și distracție în vacanță și spor în continuare să manifesti conștient exact ce-ți dorești tu de acum înainte și să ți se îndeplinească din ce în ce mai multe dorințe. Mulțumesc enorm, mai vreau să punctez ceva ce am uitat, pentru că sunt mult mai multe care le-am realizat, dar din euforie acum nu mi-am amintit, dar aveam atacuri de panică, nu chiar foarte mari, dar oricum când conduceam, mă speriam foarte tare, adică îmi place să conduc, dar nu foarte mult și mă gândeam, dacă eu conduc foarte mult, e o situație care nu o pot controla și se întâmplă ceva și nu știu ce. Și acum s-a diminuat, am lucrat pe asta și nu mai am, eu nu mă mai sperii și dacă urca soțul să spună ceva și era în spate meu, dintr-o dată tresăream sau acum nu mai am, sunt foarte, s-a evaporat pur și simplu, probabil am conștientizat-o, am lucrat foarte mult cu subconștientul, am conștientizat unde e problema și am împachetat-o în iubire, am acceptat-o, am văzut-o și... E pur și simplu o schimbare la 360 de grade. În bine. Foarte tare, felicitări. Mulțumesc și vă doresc la toți din echipă mult succes și sunteți the best. Mulțumim tare mult și tu ești the best. Spor la treabă în continuare și distracție. Și mulțumim. Mulțumesc, Adi. Ciao, ciao.